Domnul Klaus Werner Iohannis. Bine ați venit la Bacău! Eu am venit în Moldova, mă simt excepțional de bine, aici, la dumneavoastră, în Bacău, și cred că nu vom avea niciun fel de problemă împreună. Dimpotrivă, împreună vom câștiga și aici, în Moldova. Dacă ne uităm un pic în jur, vedem că sunt mai mulți candidați pentru prezidențiale. Zice-se că cel cu șanse mari este primul ministru al României, candidatul PSD. PSD-ul care guvernează România. PSD-ul care a luat România, care de bine de rău ieșise din criză. Și ce a făcut după 2 ani de guvernare? A băgat România înapoi în criză. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă candidatul PSD-ului care a băgat România înapoi în criză se califică pentru prezidențiale? Eu sunt hotărât să merg înainte, să candidez și să câștig prezidențialele. Dar nimeni nu poate să schimbe lucrurile de unul singur. Nimeni nu poate să câștige singur. Și nu sunt singur. Dumneavoastră toți sunteți cea mai mare, cea mai bună, sunteți echipa mea. Și vă întreb, sunteți pregătiți să câștigăm împreună alegerile? Atunci, dragii mei, vă invit să mergem împreună pe un drum cu o singură oprire. Victoria! Să câștigăm prezidențialele.
ați asistat la toate discuțiile care au fost astăzi și vreau să subliniez un singur lucru. Am fost și sunt impresionat de determinarea echipei din Bacău și mă bazez foarte mult pe ei. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, aș ruga doar atât să-mi spuneți cine sunteți și din partea care este. Avem nevoie de consolidarea lucrurilor foarte valoroase pe care le-am câștigat în statul de